Mulțumim Domnului pentru viața noastră de până aici, în mod deosebit pentru viața de credință. Lui datorăm faptul că existăm și mai mult faptul că ne-a născut din nou la o nădejde vie, slăvit să fie Domnul. Astăzi, lecția a treia din tematica lecții din Cartea Estera, Efectele binelui și răului. Această carte, ca și întreaga Biblie, evidențiază principiul retribuției. Conform căruia binele trebuie răsplătit prin prosperitate, prin progres, iar răul trebuie pedepsit. Acest aspect este implementat în mintea noastră odată cu consumul părinților noștri din pomul cunoștinței binelui și răului. Din dată ce au gustat Adam și Eva, cunoșteau cele două, binele și răul, dar totodată cunoșteau și efectele lor. Nu degeaba, ei s-au ascuns. Dumnezeu, de altfel, s-a și rostit în scurt timp sentința. Să ne amintim și de cele scrise de Solomon la închirierea scrierilor sale, Carte Eclesiastul capitolul 12, versetul 14 unde în mod general este evidențiat acest adevăr că și Dumnezeu va aduce orice faptă la judecat. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Așadar, după cum avem un caz în carte Estera, în care binele a scris și răul de asemenea, odată cu pedeapsa lui, fie că e vorba de fapte cunoscute, fie că e vorba de fapte necunoscute. Mai degrabă sau mai târziu, în viața aceasta și cu finalitate la judecata de apoi, niciun efect nu se pierde. Apostolul Pavel descrie cu detalii în Roman capitolul 2 efectele binelui și răului. Iată câteva din cuvintele scrise de el, versetul 7 și anume, la judecată când se va răsplăti fiecare după faptele lui, Dumnezeu va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce cu duc de vă se împotrivesc adevărului și ascultă nelegiuire. Versetul 9 și 10. Necas și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele. Întâi peste iudeu, apoi peste grec. Și tot el scrie aici despre relația noastră cu aceste două aspecte, pozitiv, negativ, bine, rău, versetul 14, când neamurile măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege, își sunt singur lege, și ei dovedesc că lucrarea lege este scrisă în inimile lor, fiindcă despre aceasta mărturisește cujetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Cu siguranță aceste aspecte vă sunt cunoscute, așa cum spunea Isaia în 3 cu 10 și 11, bine de cel neprihănit și respectiv, vai de ce rău, că și pe unul și pe celălalt faptele îl urmează. Să privim în prima parte a lecției noastre la efectele răului și apoi în partea a doua la efectele binelui, iar în final la două lecții, adică două idei, două principii care se desprind din aceste lecții despre efectele binelui și răului. Gândindu-ne, vorbind mai întâi așadar despre efectele răului, că tendința generală a omului nu este spre bine, ci spre rău. Un rău accentuat în momente de culme ale păcatului, ca și în perioada dinainte de potop, dar un și un rău permanent în toată istoria. Aceasta dovedește Nepriceperea oamenilor. S-au stricat, spune scriptura, n-au minte. Pentru că este scris în cartea Iov 28 cu 28. Apoi s-a zis omului, referitor la înțelepciune, frica de Domnul, depărtarea de rău este priceperea. Apropierea de rău ce poate să fie decât o nebunie care nu ține cont de ceea ce urmează de efectele imediate și îndepărtate. Un prim caz din Cartea Estera, îl avem în capitolul 2, versetul 21, unde este scris despre doi fameni, Bictan și Tereș, păzitori ai pragului, care s-au lăsat biruiți de o supărare și au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. Nu știu exact ce supărare au avut. Dar mă gândesc la modul general, poate erau supărați de mult pe împărat că i-a făcut fameni. Nu le-a dat libertate, nu aveau dreptul la o familie și poate a apărut un alt motiv care a umplut paharul sau poate a fost vreo altă cauză necunoscută. Însă supărarea lor le-a afectat viitorul și le-a dus pierzarea. Efectul răului a fost moartea, cei doi pierzând totul. Scrie în continuare, Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta, s-a spus în paratul versetul 23, faptul fiind cercetat și găsit în tocmai, cei doi fameni au fost spânzurați de un lemn. La ce? I-a dus supărarea și răul. Iată cum se adeverește și cuvintele scrise în Cartea Iov, capitolul 36. Și să ne gândim, uneori cât de ușor suntem spitiți să facem răul. Versetul 21. Ferește-te să faci rău că suferința te îndeamnă la rău. Așadar, admitem că sunt unii care fac rău prin natura lor, coruptă, și, cum spune Nefesen, patru a ajuns fără nicio simțire. Dar sunt unii care nu fac răul în mod permanent, numai când sunt supărați, doar când i-a lovit o suferință, Însă nici în asemenea situații răul nu poate să aibă un efect bun. Răul naște rău. De aceea este scris în Cartea Psalmilor, capitolul 37, cuvinte ce aparțin lui David, omul care nu s-a lăsat provocat de rău, dar care a văzut pe cei ce fac răul. Ce se va întâmpla cu ei? 37, versetul. 8. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra. Că supărarea duce numai la rău, e sens unic. Și scrie în continuare, fiindcă cei rei vor fi nimiciți. Fapt a deverit și cu cei doi fameni. De aceea să fim atenți și să nu ne lăsăm prinși de valul răului, încercând să motivăm să explicăm atitudinea noastră. Ea nu se merită, nu are un rezultat bun, nici dacă răul nostru este urmare a răului altora, este un răspuns la rău. Să luăm cazul Haman, care este mai profund, cu mai multe detalii. Omul acesta era cuprins de multă răutate. Și aceasta se vede din capitolul 3 al cărții Estera. din dorința lui, pentru că legea s-a exprimat după ceea ce gândea și dorea el. Iată ce citim aici de la versetul 13. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua a 13 a lunii a 12, adică luna dar și să le se prade averile. Deci să le facă un rău total evreilor. Și acum vă rog să rețineți ce scrie aici în versetul 15, partea a doua. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când paratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozit. Nu avea nicio mustrare de conștiință. Din potrivă, avea poftă de mâncare. Bea și se simțea împlinit. Poate i s-a de împlinirea planurilor lui rele. Totală indiferență față de ceilalți. Dorind doar o distrugere Total. Din ceea ce s-a întâmplat în relația cu Mardoheu, de altfel, de unde urmărea el ca să facă rău tuturor iudeilor, înțelegem cu atât mai mult câtă răutate era în el. Dar vă rog să vă gândiți că Ama nu s-a născut atât de rău pe cât era. Cred că a acumulat în timp acest venin al Urii. Spune Scriptura tot aici, în capitolul 5, că după ce s-a dus prima dată la ospățul la care l-a chemat, este era împreună cu împăratul, întorcându-se acasă, scrie în versetul 9, era vesel, cu inima mulțumită, dar zărindu pe Mardoheu s-a umplut de mânie. S-a sfătuit cu familia și prietenii săi și i s-a propus citeți versetul 14, să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de cos și mâine dimineață cere împăratului ca Mărtohiu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la o spăț cu împăratul. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească spânzurătoare. Și deci vă rog să vă gândiți cât de rău în el dacă dimineața ar fi făcut o crimă, ar fi fost și el bucuros că seara n-a putut fi bucuros, deși a fost cinstit ca nimeni altul. Doar s-a lăudat că nimeni altul n-a mai fost poftit împreună cu împăratul. S-a dus cu știți în grabă să ceară. Ei s-au bucurat pe degeaba, putem spune, și în acest context mi amintesc de ce scriem în Psalmul 37. Meziu știa ce urmează, Domnul râde de cer rău, că își vede că i vine și lui ziua. El era vesel, voia să fie vesel. Însă dreaptă e vorba care spune că cine râde la urmă, râde mai bine. În caracterizarea lui aș mai adăuga proverbe capitolul 21, versetul 10. sufletul celui rău dorește răul. Semenul lui nu are nicio trecere înaintea lui. Eu cred că nu este nimeni în situația aceasta. Dar vă rog să vă gândiți că nici Cain nu l-a urât pe Abel de la început. Când au fost mici, eu imaginez că s-au jucat împreună. Dar Dumnezeu l-a avertizat pe Cain, Genesa 4 versetele 6 și 7, vezi că răul stă afară, pândește, dorința lui se ține după tine, tu să o stăpânești. O vreme au participat împreună la slujbă, au dus amândoi jerf. Dar spune în versetul următor 8, într-o zi, Cain a zis fratele său Abel, haide să ieșim la câmp. Și pe când erau la câmp, l au omorât. De aceea să veghem ca răul să nu se cuibărească în ființa noastră, ca nu cumva să crească și apoi să ne aducă pierzare. Și cum știți, Aman a fost spânzurat în aceeași zi, pe spânzurătoarea ce pregătise el de dimineață. Ne întoarcem la Estera, capitolul 7, versetul 10. Unul dintre famini împăratului a venit cu propunerea Haman să fie spânzurat, a decis împăratul și au spânzurat pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. A fost o răsplată dreaptă de data aceasta. Răul ajunsese la culme. Iar casa lui, cei ce i-au propus răul, au ajuns pe mâna esterii și a evreilor, spune Scriptura în continuare, în aceea zi împăratul Hasbiru a dat estera casa lui Haman, vrăjmașul ideilor. Vezi, doi, împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera de partea ei a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Ce îngroziți cred că erau în seară aceea. Haman mort și un nou stăpân peste casa lor. Poate a dictat deja ares la domiciliu oricum erau îngroziți. Acestea sunt efectele răului. Și au fost pe măsură, pentru că scrie în capitolul 3, versetul 6, Haman a crezut prea puțin pentru el să pună numai mâna pe Mardoheu. De aceea și în retribuție n-a fost răsplătit numai Haman, era prea puțin, că așa a vrut el. A vrut să distrugă pe Mardoheu și toți ai lui și roata când s-a întors, a călcat pe toate obezile. Și a căzut Haman și toți ai lui în mâna celor pe care îi urau. Așa scrie în Proverbe, capitolul 11, versetul 8, despre inversarea actorilor și efectelor cel neprihănit este scăpat din strâmtorare. Proverbele le-au scris înainte. Poate le-a citit Mardoheu, nu știu. Și cel rău îi ia locul. Și asta a fost valabil în acest caz. Și la fel de valabil în cazul lui Daniel și a dușmanilor săi care au ajuns în groapa cu lei și au fost mâncați. De aceea, cum spunea Apostolul Pavel, în Roman, capitolul 12, versetul 9, fie vă groază de rău, gândindu-vă la efectele lui destructive. Și așa cum vom trece noi la partea a, a doua a lecției, lipiți-vă tare de bine. Eu cred că suntem orientați spre bine, dar trebuie să ne lipim să ne identificăm cu binele și să ne lepădăm de orice formă a răului. Chiar dacă nu îmbracă stări de cruzime. mi am amintit despre acel fermier care arendase mai mulți ani moșiile unui bogătaș, până când într-o toamnă pare mi se acesta l-a anunțat că în anul următor nu îi le marandează pentru că vrea să le exploateze fiul său. Și în supărare fermierul a semănat o buruiană foarte dăunătoare. Dar stăpânul a revenit bogătașul. Și a fost de acord să-i arondeze la un preț bun pentru fermier, însă acesta s-a luptat mulți ani cu buruienile semănate de el. De aceea să ne ferim de rău, să ne ferim să nu ne supărăm, că aceasta aduce răul și răul naște răul. Și când se seamănă-i puțin, dacă când se seceră mult, să observăm acum efectele binelui. În cazul lui Mardoheu mai întâi, în relația cu împăratul, Citim din capitolul 2 despre sesizarea pe care el a făcut-o în favoarea acesteia pentru ca cei doi fameni să nu ia viața. Mardoheu a avut cunoștință de lucrul acesta și a dat de știri în părătese Estera, că l-a spus împăratului din partea lui Mardoheu. Și astfel a scăpat o viață prin binele lui, când alții programaseră să facă răul, Mardoheu a făcut binele, după posibilități. El era un angajat al porții, cei doi erau păzitori ai pragului, într-o fel erau colegi de servici și aici, drept aplicație, poate să se la servici sau la școală, sau în cadrul rudenilor pe cineva care este rău intenționat. Ieșiți înainte și stopați-l. Mă gândesc, asta privind la felul în care ar trebui să acționăm noi. Mardoheu ar fi trebuit să spună celor doi, poate le-a spus, nu știu. Dar dacă cei în cauză nu înțeleg, atunci, ca și Elisei altădată, trebuie să-i spui împăratului, vezi, ferește-te, nu te dupe acolo pentru că vei fi lovit. Ce este frumos în cazul relației dintre Mardoheu și împărat e faptul că binele a fost răsplătit când a avut cea mai mare nevoie de el. Dacă îi răsplătea atunci, poate era vreo favoare în bani sau știu eu, era avansat. Și nu numai că a fost răsplătit în cel mai favorabil moment, în cel mai Potrivit mod. Gândiți-vă că în dimineața aceea, Martoheu a fost îmbrăcat cu hainele Regelui. Iar seara, a primit din partea Regelui o haină pe care a purtat-o apoi pentru multă vreme. S-au evit zorurile unei alte ere. Și haina aceea a fost simbolică. Plimbarea lui de către Haman a fost și mai simbolică. Dar să citim textul scris din cartea Estera, capitolul 6, versetul 1, noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducelor aminte cronici, le-au citit înaintea împăratului. Și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tere și doi famene împăratului păzitoare pragului care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasverosh. Împăratul a zis, ce cinste și mărire s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns și ce slujeau paratul. Atunci împăratul a zis, cine este în curte, venise Haman, toate pregătite, așa cum am spus în lecția întâi, în Providența Divină. Iată faza în care este descrisă răsplătirea. Citesc de la versetul șapte potrivit cu propunerea lui Haman, omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, trebuie să-i se aducă haina împărătească, aceia care se îmbracă în paratul și calul pe care călărește în paratul și să -i se pună cu luna împărătească pe cap, să se dea haina și calul din căpetenile de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul acela pe care vrea să-l cinstească paratul, să-l plimbe clare pe cal prin locul deschis al cetății și să se strige înaintea lui, așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Și așa s-a făcut. Porunca împăratului trebuia executat. În capitolul 8 este scris în versetul 2 că împăratul a primit înapoi inelul de la Haman și l-a dat lui Marduheu. Inelul în vremea aceea era autoritatea, ștampila, dreptul de sigiliu. Și apoi citim în versetul 15, Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă și cu o mare corună de aur și cu o mante de insubțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Deci binele este răsplătit bine. Slăvit să fie Domnul care lucrează în felul acesta. Aș mai aminti aici din cartea Proverbe, capitolul 22, pentru a observa că nu sunt cazuri izolate. Este principiul ceea ce noi discutăm, adică așa se întâmplă. 22, versetul 4. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, ce-i frica de Domnul, departarea de rău facerea binelui. Este bogăția, slava și viața. Toate în mănunchi s-au atribuit celui ce a fost un binefăcător al împăratului. Să privim la Mardoheu un raport cu iudeii, pentru că el a fost binefăcătorul poporului său, Mai întâi citim din în capitolul 2 al cărții Estera, unde aflăm că Mardoheu a îngrijit această fată orfană. Orfanii și văduvele sunt categorii speciale, unde binele nostru trebuie să își găsească destinația. Estera 2 cu 7. el creștea pe Hadas, deci a fost fată mică rămasă orfană, fata uncului său, că nu avea nici tată, nici mamă. Și mai târziu, în vreme de criză, a fost ajutat prin ea. A avut la cine să îndrăznească. În capitolul 4 scrie că prin intermediul unui famen au discutat în mod repetat și citesc doar de la versetul 4. Când a auzit ea, a rămas îngrozită a trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace și ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Atunci, din nou a trimis famenul și spune Scriptura, în versetul 9, Hata a venit și a spus esterii cuvintul lui Mardoheu, Estera i-a răspuns înapoi, e foarte riscant să meargă la împărat, n-a fost primit de 30 de zile. Și apoi Mardoheu îi spune că autoritatea unuia care a crescut-o, versetul 13, să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa. Estera acceptă, ascultă, trimite din nou fame, să spună lui Mardoheu, versetul 16, să strângă pe toți iudeii care se aflau în sus, o să postească, va posti și ea și va asculta, va merge la împărat, la Mardoheu, i-a venit salvarea prin fata pe care a crescut-o, oamenii cărora le vom face bine, vor fi cei mai motivați. Amintiți-vă de cuvintele Domnului care a fost întâmpinat conform Luca 7 de niște bătrâni ai care au zis intervenim pentru sotaș roman, face să-i face ce bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Chiar dacă sunt situații în care binele se uită, totuși persoanele cărora le facem bine vor fi într-o zi trezite și determinate să ne răsplătească. Cred că vă amintiți întâmplarea aceea în care un tânăr student la medicină era flămând și setos și a trecut prin un sat, oricum undeva, pe o stradă, și-a cerut un pahar cu apă și o femeie binevoitoare a dat un pahar cu lapte nu știu dacă l-a și servit cu masă. Și peste ani, el a fost marcat de gestul ei și s-a întâmplat că femeia aceea a ajuns să fie operată tocmai de el, care devenise un chirurg. Și când s-a aștepta la o notă de plată aferentă intervenției, el a scris plătit cu un pahar de lapte cu ani în urmă mai mult bine sau mai puțin bine, cât avem prilejul, scrie în Galaten 6, să facem bine tuturor oamenilor. Suntem responsabili față de familie, erau rudenii, față de frații din credință, dar și față de orice alt om pe care îl întâlnim și pe care îl putem ajuta. Mardoheu s-a luptat pentru neamul său, a ajutat pe cei ce au postit alături de el, și chiar pe alții. Și apoi s-au bucurat cu toții de biruință. Spune Scriptura în 4 cu 3, în Estera, în fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui a fost mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenuș. Nu știu la ce modalități s-au gândit ei să își rezolve situația. Probabil ar fi avut posibilitatea să plece, dar unde să plece când tot imperiul situația era alarmantă. Mardoheu a intervenit. A fost cel care a condus lucrarea aceasta, dorind binele. Că uneori am dorit să facem bine, dar nu intrăm în acțiune. Nu este milă, compătimim, dar nu suntem gata să facem ceva depunând un efort. De exemplu, sunt oameni care compătimesc pe niște săraci care trăiesc în condiții foarte slabe. Dar cât sunt gata să ia inițiativa, ca împreună cu alții să facă ceva pentru oamenii aceia. Să facem un bine, unii ori nu știu cât e de bine, să dăm un leu, doi la semafor, asta se poate cu foarte puțină milă. Dar să faci un bine la care să te angrenezi într-o lucrare mai amplă. Aici cred că este o sămânță a binelui. A face un bine în mod permanent, a te lupta până când obții ceva pentru cineva. Chiar și numai o împăcare dacă o obții. O schimbare a unei atitudini. Este ceva. Mai târziu spune Scriptura în capitolul 8, după ce s-au schimbat lucrurile, citesc de la versetul 15, partea a doua, cetatea sus a striga și se bucura. Printre iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutind de unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost între iudei bucurie și veselie, o specie și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci i-a frica de iudei. Cred că numele Mardoheu a fost rostit de multe ori atunci. Și știți că săracul vorbește rugându-se. Scrie Apostolul Pavel Corintenilor, pentru binele ce le-ați făcut, îi veți face să se roage pentru voi. Noi ne putem abona oameni prin binele care îl facem. Și bineînțeles că răsplata, efectele vor fi pe măsura binelui. Mardoheu când a fost la poartă a făcut un bine după capacitatea lui, după posibilități. Când a ajuns mai mare în slujbă, a făcut un bine de proporții. De altfel, încolo ce se cere de la Ispraf, ne scrie Apostolul Pavel, fiecare să fie credincios în lucru încredințat lui. Vădă-vă că a dat puțin, dar era totul după puterea ei. De aceea să nu se laude un patron că face și el o milostenie cât un sărac sau că a ajutat pe cineva. A avut posibilități. Solomon a dat daruri vrede și de un împărat ca Solomon să fie binele după capacitate, după posibilitate. Amin? Ca să nu ne lăudăm cu lucruri care nu ne aduc în fond mare cinste. Ba mai mult ne mai putem pierde și răsplata de grabă. Dar să ne oprim acum la două lecții despre efectele binelui și răului. În primul rând, cel mai puternic efect al răului sau al binelui este îndreptat împotriva făptuitorului. Și aceasta de la viață la moarte, adică în toate privințele. În primul rând, nu alții vor fi afectați de răul nostru sau ajutați de binele nostru. Primul beneficiar sau primul păgubaș va fi persoana în cauză. Așa spunea Domnul prin profetul Obadea: Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău, pe alții lovesc tangent. Dar cu efect de 100% se întorc peste cel care a făcut răul sau binele. Haman și Mardoheu sunt exemple totale în această privință. În Scriptura despre Haman în 5 cu 9, că văzându-l pe Mardoheu încă o dată în picioare, nedându-i închinare, s-a umplut de mânie. Și observați, la începutul versetului scrie că a ieșit de la ospăț vesel și cu inima mulțumit. Cui i-a făcut rău? Imediat lui. N-a putut să iasă cu bucuria pe poartă. Vorba cuiva, n-avea bilet ca să se bucure și el. Omul rău, până ajunge să facă rău la altul, își face rău sufletului lui. Nu doar că se încruntă și nu are poftă de mâncare așa ca ahab. Totul apare în ceață. Omul supărăcios, în primul rând se nefericește pe el. Apoi, în 6 cu 12 scrie că a venit cu propunerea, cum știți, la împărat să fie plimbat binefăcătorul. Împăratul i-a oferit lui cinstea aceasta, dar ce rău nu se poate bucura de așa ceva. Și scrie în 6 cu 12, Mardoheu s-a întors la porta împăratului și Haman s-a dus în grabă acasă, măhnit și cu capul acoperit. A mers cu ambiție de răutate la împărat și trepede, înapoi, măhnit, cu capul acoperit, Ploat, cum am spune noi, puțin spus. De ce? Ce rău i-a făcut împăratul în dimineața aceea? Răul din el potrivit cu ambițiile pe care le avea. Și în final, în 7 cu 10, avem dovada ultimă, totală, despre răul care s-a întors peste capul său. Și au spânzurat pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise el. Da, asta spune Scriptura. Cine face groapa altuia, îi bine să scrie numele pe lemnul ce va fi înfipt, a lui, înaltă, exact, nu l-a pus pe una asemănătoare, pe spânzurătoarea pe care o pregătise el. De aceea este bine să ne gândim ori de câte ori suntem ispitiți să facem răul, ce mult pierdem. Nu se știe dacă vom face rău alții. De aceea ce Scriptura nu zice. Îi voi răsplăti eu. Deja ai pornit pe drumul cel rău, care te duce la pierzare. Să observăm că binele făcut de Mardoheu în relație cu diferiți oameni, în primul rând, i-a adus lui un efect binevoitor. Binele a tras asupra lui prin propriile acțiuni scrie în 6 cu 9, se striga prin cetate. Așa se face omului care vrea împăratul să-l cinstească. Dar la fel de corect am putea spune, așa se face omului care face bine. Va fi evidențiat într-o zi. Chiar dacă mai este până atunci. Apoi, spune Scriptura, în încheierea cărții este era așa o concluzie, 10 cu 3, căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros, în poziția lui Haman, era cu vază între iudei și mai mult decât atât, era iubit de mulțimea fraților săi, că și-a căutat binele. De unde și-a atras iubirea? De la binele făptuit. Și onoarea și toată favoarea tot de acolo a fost. Căci el a vorbit pentru fericirea întregului său neam. Și după cât de puternic a fost binele, cu atât mai puternic a fost efectul binelui. Ați vrea să vă bucurați de favoarea rudenilor dumneavoastră? Faceți-le bine. Acum începeți, de exemplu, cu soacra sau terminați cu soacra? Pentru că sunt unele persoane cărora, așa prin tradiție, unora le sunt antipatice. Nu gândiți așa. Despre Mardoheu nu aflăm să fi pus la cale un complot de uciderea lui Haman. Faptul că a fost ucis Haman a fost efectul răului său. mi am amintesc de un frate care relata un caz despre un alt frate credincios din județ de la el căruia șeful îi făcea multe supărări la servici. Îl batjocorea, îl defavoriza prin munca la care îl punea, prin retribuția pe care o primea. Dar s-a întâmplat într-o zi că la acea unitate undeva mai izolată, unitate de producție, șeful a primit un telefon că și copilul este grab bolnav și trebuie dus urgent la un spital. Și așa s-a întâmplat și știm că așa ceva e posibil și din cartea este că nimeni nu avea mașină la poarta unității, numai pocăitul. Acesta s-a oferit să o servească, fără să pretindă nimic, l-a dus unde a vrut, timp în care pe drum nepocăitul a avut vreme să-și plece capul, nu așa că îi bătea soarele în ochi îl ardeau cărbunii la minte. Aceea când faci bine unuia care se face rău. Și din ziua aceea, fratele acela s-a bucurat de atenția șefului lui până la ieșirea la pensie. Un bine făcut naște un bine pe care altfel nu îl putem construi oricât ni l-am visat noi decât prin binele care îl facem. Așadar, rețineți prima lecție. Efectul binelui sau efectul răului vine în mod integral și în primul rând peste făptuitor. O a doua lecție. Există un timp de așteptare, de încercare a stăruinței în rău sau în bine. Aceste calcule nu se fac în fiecare seară. Adică după binele de astăzi, mâine dimineață, vei fi răsplătit. S-ar putea să fii răsplătit după câțiva ani? Sunt situații, a spus Domnul Iisus, când ți se va răsplăti numai la învierea din ziua de apoi. Până atunci ce vei face? Vei rezista să stărui în bine? Sau vei fi ispitit să faci răul, că nu s-a întâmplat nimic. Să continui să greșești. Și se poate să se mai aducă în discuție sau ție să-ți vină gândul. Acela notat în Estera, capitolul 6, versetul 3. Ce cinste și mărire i s-a făcut lui Martuhieu pentru aceasta? Nu i s-a făcut nimic, au răspuns și ce slujeau împăratului. Te-a bătut vreodată gândul acesta? Cu ce m-am ales când m-am portat frumos? Am vă de David, 1 Samuel 25. L-a cercetat deavolul într-o zi, când a fost flământ sau o noapte ce era. Și zicea el, așa îmi răsplătește? Nabal, faptul că nu i s-a făcut niciun rău. Viu este Domnul, că până la lumina zilei termin pe toți. Și a ieșit înainte o femeie cu minte. De ce ești nebun ca și el? Nu mai răbdare. După socrul tău, câtă răbdare ai avut? Ai răbdare și cu acesta. În 10 zile, după ce Abigail a spus, Nabal a murit. Și cred că David a beneficiat de darul adus de Abigail și probabil a beneficiat și mai târziu de alte daruri. La fel, în cazul lui Haman, Efectul s-a lăsat așteptat, el își permitea, a comis răul, bea cu paratul, se aștepta la noi o ospeții, la noi favoruri. E prea târziu, Haman, nu e aici Haman, asta poate spuneți la vreun Haman din lume, s-a aștept binele după prea mult rău. El s-a dus în dimineața aceea la să mai aștepte o porție de bine. Da, s-a tot servit binele. Da, se terminați. După prea mult rău, nu te mai poți aștepta la bine. Ce vom face în perioada aceasta de așteptare? Câtă vreme îți vei răbda bărbatul să te înșele sau numai să te mintă, să se poarte rău cu tine? Câte vreme îți mai suporți un dușman sau chiar un frate? și tu să faci binele, că te-ai înscris la școala binelui. Spune Scriptura aici, în Estera 7 cu 7, Împăratul mânia lui s-a sculat și a părăsit o spătru, s-a dus în grădina casei împărătești, Haman a rămas să-și ceară viața de la împărăteasa Estera, că vedea bine că pierderea lui este era hotărâtă în mintea împăratului. Și îi zice, cum să mai zici si și pe împărăteasă la mine, în casa împărătească? Cum au ieșit cuvintele acestea din gura împăratului? I-au și au acoperit fața lui Haman. Și-a dat seama că e gata cu fericirea. Atât a fost îngăduit. Observați dumneavoastră și liderii unor națiuni sau în plan local, unii oameni sunt îngăduiți să facă răul. Și spune Scriptura în cartea Eclesiastru, capitolul 8, versetul 12. Totuși, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul, câtă răbdare are Dumnezeu și stăruiește multă vreme în el. Eu știu timp și noi în seara asta ne-a reamintit că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul și au frică de El. Că cei ce se tem de Domnul fac binele. Asta e priceperea, ferirea de rău. Și tot pentru asemenea situații citim proverbe 11 cu 23 din cuvintele înțeleptului. Dorința și lor neprihăniți este numai bine, fiindcă ei bine au făcut. Dar așteptarea celor răi este numai mânie, nu mai avea Haman la ce să se aștepte. Ei, dar în acest context, citesc din 1 Petru, capitolul 3, o reluare a celor scrise în Psalmul 34, în Psalmul 37, 1 Petru 3, și nu mă gândesc la proporția de rău a lui Haman, ci la un rău așa mai, mai mărunt, comis așa cu mâna stângă numai în timp ce cu dreapta mai facem câte un bine și le amestecăm. 1 Petru 3 cu opt, Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frați, miloși, smerici, nu toarce rău pentru rău nici o cară, pentru o cară. Versetul 10 că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzile la cuvinte înșelătoare să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea, să urmărească, căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechii lui iau minte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul, dar durează până când Dumnezeu își rostește sentința. Și acum versul 13, aici este aplicația de fond. Și cine va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine, câte pasiuni avem pentru bine? Ne potignim? Amintiți-vă de cazul acela în care un om mergea călare pe cămila lui prin deșert și nu-i de dorit să mergi pe jos. Am văzut pe unul care nu avea animal de călărie și l-a rugat să lea. Hai că ne duce pe amândoi. Dar n-au mers mult și călătorul de ocazie a făcut vânt stăpânului Cămile de pe animal și a gonit-o. Și stăpânul a rămas pe jos și zice, băi, nu mi pare rău de Cămilă că mai am destule, dar îmi pare rău de binele care m-a împiedicat să-l fac altora. Vi s-a întâmplat vreun episod asemănător ca să fiți ispitiți să nu mai faceți bine la altul? Repet versetul, și cine va face rău dacă sunteți plin de râvnă pentru bine? Adică cine este stare să-ți facă un rău ca să te oprească să nu mai faci bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprienire, ferici de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Continuați să faceți binele. Amin? Amintiți-vă de cazul Iosif, Cartea Genesa. Știți ce a spus el fraților săi în final? Capitolul 50, versetul 20. Voi greșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Adică fi sincer, asta a fost atitudinea voastră. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. De ce l-a schimbat? Fiindcă Iosif a făcut bine. La Potifar. Era amabil cu cei din închisoare. A fost ascultător față de tatăl său. A făcut bine fraților săi. Deci, în cazul celui ce face binele, chiar dacă și lui se face rău, Dumnezeu schimbă răul în bine. Dar până atunci trebuie așteptat. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem răbdarea. Și să așteptăm până când binele își va împlini mandatul și efectul se va răsfrânge peste noi. Încheiem. Rămânând să medităm profund, dacă vreți, că efectele binelui și răului privesc orice formă de manifestare, de la atitudini, concept, până la faptă. Haman n-a apucat să omoare niciun iudeu. Și totuși el a fost omorât, casa lui și mulți alți. Răul ce i s-a făcut lui a fost mai mare decât răul care au reușit el să-l facă. Pentru că Dumnezeu a judecat și intențiile lui. De deci ce a fost omorât el și casa lui? Fiindcă așa voia el să facă, chiar dacă nu a apucat. Asta înseamnă că noi trebuie să învingem răul până este în minte? Nu să ne autoevaluăm după răul pe care l-am făcut pe teren. Ba chiar să ne și scuzăm. Asta gândiți-vă la doi copii, să spună că eu nu l-am lovit așa tare. Dar ai fi vrut Vru. să-l lovești mai tare. Dumnezeu ți-a notat cât de apăsat ar fi vrut, ai fi vrut să dai, nu cât de tare ai putut să dai. Spune scriptura aici despre confruntarea dintre bine și rău. Citez din capitolul 8, versetul 13. Este Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia găsită în fiecare ținut și de de știre tuturor poporilor ca iudei să stea gata. Pentru ziua aceea și să se răzbune pe vrăjmașilor. Știți pe cine au ucis ideii? Pe cei care voiau să-i ucidă. Iată că, la modul general, nu doar în cazul lui Haman, binele și respectiv răul și numai gândit are efect. De aceea, să ne lipim tare de bine și să ne fie groază de rău, nici măcar să nu-l gândim. Pentru că Dumnezeu notează gândurile noastre rele și ele au efect. Vă rog de asemenea să mai sesizați într-o ultimă idee că efectele binelui și răului se intersectează în ambele sensuri. Haman s-a întâlnit frecvent cu Mardoheu, s-au și plimbat împreună. Când li se întâlneau privirile, erau reacții, atitudini. Și au purtat același inel de autoritate. Evrei și dușmanilor au fost cei mai interesați și afectați de cele două decrete ale Împăratului. Ceilalți oameni din Imperiu au scăpat. Cine a fost târnit de primul decret a fost pedepsit de al doilea. Cine a fost afectat de primul a fost salvat prin al doilea. Deci să fim atenți, să nu fim prinși într-o astfel de relație vinovată. Și dacă suntem prinși, să fim prinși de partea binelui. În 8,2 cu 2 este scris, împăratul și-a scos inelul pe care luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. De ce lui Mardoheu? Fiindcă Haman pe Mardoheu nu-l putea suferi. Este era de parte, ei a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Adică nu doar că Dumnezeu îți răsplătește binele, dar cum spuneam, ți-l răsplătește prin omul pe care ai făcut bine și nu doar că Dumnezeu te pedepsește pentru rău, dar va îngădui tocmai pe omul acela să-l vezi într-o atitudine față de tine care poate nu-ți va plăcea, de asemenea scrie în capitolul 9 de la versetul 2, Iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, că și frica de ei apucase pe toate popoarele. Și toți mai mari ținuturilor, căpetenile împăratului, dregătorii, slujitorii împăratului, au sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care lui însuflea Mardoheu, căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ținuturile, pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. Doamne, ajută-ne să facem binele, să-l facem cât trăim și răul niciodată, pentru că nu cumva să ne pară rău și numai de ce am gândit. Și tot aici spun, Poate vrei să faci un bine și nu reușești. Știi că ți răsplătește Dumnezeu. Dar cred că te vei bucura dacă îți vei pune în plan să faci un bine și nu poți anul acesta, nu poți nici la anul, scria Apostolul Pavel Filipenilor, vă gândeați voi la asta? Erau săraci și ce să-i ducă la Apostol? Dar într-o zi Dumnezeu le-a dat ceva, o strâns cum au putut și binele dorit au reușit să-l înfăptuiască. Și drept urmare îi binecuvintează apostolul în Filipen 4 să îngrijească Dumnezeu de toate trebuințele voastre. Să fim împlinit cererea asta apostolului. A fost rostită de un părinte spiritual pentru că atunci când au putut au făcut un bine și efectul va veni. Domnul să ne dea îndurare. Amin.